Iertare, așa se numește poezia autoarei Mimi Rotariu. Iertați, vă rog, pădurea de salcâmi, unde a crescut copacul vinovat, din care crucea au cioplit păgâni, cea pe care Iisus a fost crucificat. Iertați și ploaia ce a udat pădurea, nebănuind fapta ce urma să vină. Ar fi secat de tot, stropind aiurea o floare de cactus sau o grădină, dar pronia cerească așa a hotărât spre mântuirea întregii omeniri, să fim îngenunchiați la pământ, renăscuți în suflete și în simțiri. De toate acestea nu putem ierta, să ne iertăm pe noi, nemântuiții, căci pentru noi a fost atunci oferta. Să fim și buni și iubitori ca sfinții. Dar s-a crucificat oarbă omenirea pe altarul păgânității, uitând de tot, și arginții valorează acum nu mântuirea, iar bunătatea și iubirea niciun zlot. Mulțumesc, dragii mei, a fost poezia Iertare pentru voi, autor Mimi Rotariu. Să aveți o seară minunată, pe curând!